Bună seara, dragi telespectatori, și bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Administrație Publică. Discutăm în această seară despre care mai este situația economică a României recentă, despre ce ne mai pregătește guvernul pentru a ne ajuta să depășim această perioadă dificilă din punct de vedere economic și mă refer în special la categoria de persoane vulnerabile. Și de asemenea vorbim și despre dezvoltarea României, despre care s-a tot discutat de când s-a făcut această nouă guvernare PNL-PSD. Și de asemenea, dacă se mai ține cont de această dezvoltare extrem de necesară României, dar totuși trăim niște vremuri destul de tulburi și ne punem întrebarea dacă se mai fac investiții sau nu în România. Alături de mine și de dumneavoastră în această seară este domnul Iulian Trușcă, director de cabinet la instituția prefectului județul Vâlcea. Bună seara și bine ați venit! Bună seara, mulțumesc pentru invitație! Și noi vă mulțumim pentru prezență. Vreau să începem cu partea aceasta economică. Cum vedeți dumneavoastră situația economică a României în momentul de față? Situația economică a României, ca și a celorlalte țări din Uniunea Europeană și de pe mapa mond, este una puțin mai delicată. Având în vedere mai mulți factori care se întâmplă în zona noastră geostrategică, având în vedere războiul, având în vedere situația economică la nivel global, privind creșterea prețurilor la energie, situația nu este una favorabilă, dar Partidul Social Democrat, alăturându-se guvernării, va face tot ce ține de el să susțină oamenii și categoriile defavorabile. Da, aș vrea totuși să vorbim și despre măsurile de sprijin, pentru că tot spuneați dumneavoastră că Partidul Social Democrat, poate să putem spune că guvernul, pentru că aveți și pe colegii dumneavoastră de guvernare și împreună s-au luat decizii, sau să ne spuneți dumneavoastră dacă s-a reușit să se ia decizii împreună, legate de măsurile de sprijin pe care guvernul le-a putut pune în aplicare și care s-au găsit astfel încât să susțină populația și, așa cum spuneam la începutul emisiunii, vorbim în special despre categoria de persoane vulnerabile, care sunt ceva la număr în România. Acum, ca și în căsătorie, așa este și în coaliția noastră de guvernare, există puncte de vedere diferite. Important este să ajungem la un punct comun și să ajutăm aceste categorii defavorizate. Așa cum spuneam încă din luna august și colegii noștri de coaliție, Partidul Național Liberal, spunea că este prematur să vorbim despre asta, atunci când anunțam creșterea pensiilor cu minim 10%, în continuare Partidul Social Democrat își susține în coaliție acest punct de vedere. Creșterea punctului de pensie cu minim 10%. Acum, în coaliție sunt două puncte de vedere. Partidul Național Liberal susține această creștere a punctului de pensie cu 15%, pe când Partidul Social Democrat susține creșterea punctului de pensie cu 10%, iar diferența între creșterea de pensie cu 15% înseamnă undeva la 16,5 miliarde de lei efort. Pe când creșterea cu 10% presupune un efort de circa 10,5 miliarde de lei. Acum, Partidul Social Democrat susține creșterea punctului de pensie cu 10%, iar diferența între cei 10,5 și 16,5, cei 6 miliarde de lei, vrea să-i ghideze și să-i canalizeze către pensionarii cu pensia minimă, către salariații cu venituri minime, către familiile defavorizate sub formă de alt fel de ajutoare. Aici, din nou, există acest punct de vedere divergent. Acum, cu creșterea pensiilor, nu le putem face diferențiat. De ce? Pentru că aceste pensii sunt calculate în funcție de punctul de pensie. Valoarea punctului de pensie nu o poți diferenția pentru cei cu pensii mici la o anumită valoare, pentru că asta s-a calculat în funcție de cotizare. Dacă atât au cotizat, ăsta este punctajul. Bun. Se mărește punctul de pensie la fel la toată lumea, numai că pentru cei defavorizați și pe cei cu pensia minimă și pensii foarte mici, aici vom canaliza cei 6 miliarde de lei. Acesta este punctul de vedere al Partidului Social Democrat. În coaliție se discută în continuare despre modul în care se va face această
creșterea punctului de pensie. Acum, Partidul Social Democrat susține și creșterea pensiei minime. Acum vom vedea, în urma discuțiilor din coaliție, la ce se va ajunge. Da, aveam o limitare în Planul Național de Reziliență și Redresare, probabil știți și dumneavoastră, referitoare la pensie, să avem un procent de pensie de 9,4% din PIB. Și s-a tot încercat eliminarea acestui lucru din Planul Național de Reziliență și Redresare. Care mai sunt ultimele informații din ce știți dumneavoastră? Asta a fost o crimă împotriva poporului român. Fără nicio problemă pot să spun deschis o crimă împotriva poporului român. Nu există niciunde în lume. Parcă a fost făcut de dușmanii noștri când au fost acolo să renegocieze sau să negocieze înlăturarea acestui procent, mi s-a spus că noi l-am propus și că noi am venit cu el. Da, așa au venit colegii de la USR, adică colegi, că nu-s colegi cu mine. Cei de la USR au venit cu această aberație. Este o aberație. Să-ți condamni la sărăcie poporul tău pentru 70 de ani de acum încolo. Deci, cei care au lucrat la acest PNRR ar trebui să fie judecați. Judecați și condamnați pentru ce au făcut împotriva poporului român. Da, credeți că românii țin cont de partidul care ia decizii sau pe românii interesează cel mai mult cum trăiesc ei? Nivelul lor de trai. Este normal, dar nivelul lor de trai depinde de cei care îi conduc. Au ajuns acești rătăciți la conducerea țării și și-au bătut joc de cei care i-au votat. Uitați-vă cât mai au acum în sondaje cei de la USR. De ce? Pentru că așa au condus țara. Mergem acum puțin și către partea socială. Aș vrea să discutăm despre cum vedeți dumneavoastră nivelul de trai al românului cu venituri minime și cu pensie minimă raportat la aceste creșteri de prețuri și să vorbim puțin și despre măsurile luate de guvern și dacă s-au simțit cumva în buzunarele românilor, pentru că asta contează până la urmă. Dacă românii au beneficiat și ei în mod concret de ceea ce a făcut guvernul pentru ei. Nu vorbim doar despre cifre. Sigur că da. Am văzut de curând, am citit un studiu, la nivel european, România are cel mai mare preț la energie electrică. Nu se poate, avem în Germania, prețul unui megawatt-oră era de 71 de euro, în timp ce în România era 213, adică fix de 3 ori mai mare decât în Germania. Acum, ce să zic, Partidul Social Democrat este de părere și încearcă să impună în coaliție reglementarea pieței de energie în România. A fost liberalizată, a fost o mare greșeală această liberalizare. Vrem și noi susținem această reglementare. Colegii de la PNL au venit cu o semi-reglementare, cu o parte, plafonată, o parte pe piața liberă. Nu. Partidul Social Democrat este pentru stabilirea unui preț de 1,2-1,3 lei per kilowatt pentru absolut toți consumatorii, cu menținerea celor două plafoane de 0,68 de lei și 0,8 lei pentru cei care consumă sub 100 sau sub 250 de kilowattoră. Să vedem ce se decide. Consumatorii casnici. Asta este părerea noastră și asta susținem noi în coaliție referitor la acest preț la energie. De asemenea, măsurile sociale despre care am vorbit, PSD încearcă impunerea unui salariu minim pe economie de 3.000 de lei. În acest fel s-ar înlătura și acea prevedere discriminatorie care era de 3.000 de lei pentru construcții și agricultură. Tot prin acest PNRR, Uniunea Europeană ne-a obligat să înlăturăm această discriminare prin creșterea tuturor salariilor sau salariului minim în toate domeniile la cei 3.000 de lei, s-ar înlătura pur și simplu de la sine această discriminare și am intrat din nou în măsurile PNRR. Da,
până la urmă, discriminare, nediscriminare, dacă stăm să ne gândim, toată lumea cu salariu minim are nevoie de o mărire a salariului minim, absolut, de domeniul de activitate. Absolut, absolut. Mergem acum și către independența aceasta energetică, pentru că tot am trecut pe partea de energie, pe care o să vedem dacă o să reușim să o obținem, dar aș vrea să vă întreb despre hidrocentralele, da, pe care din nou o aberație a colegilor, din nou, nu sunt colegii mei, a celor de la USR, care au contestat acel proiect legislativ propus de Partidul Social Democrat de reluare a lucrărilor la cele 11 mari hidrocentrale la nivel național, care sunt într-un stadiu avansat de realizare și ale căror lucrări au fost oprite pe diverse criterii și din diverse motive. Acest proiect și a trecut, de fapt, această lege a trecut prin Parlament în urmă cu 7 luni. Cei de la USR au contestat acest proiect legislativ la Curtea Constituțională. Curtea Constituțională a admis cererea, dar atenție, nu pe fond, ci pe modul în care a fost trecută prin Camera Deputaților, că au fost foarte multe propuneri de modificare și că a fost modificată substanțial față de forma care venise de la Senat. Nici de cum pentru aberanților de la USR. Aș vrea să ne raportăm puțin și la unitățile administrativ-teritoriale, să vedem ce mai fac și autoritățile locale și cum credeți dumneavoastră că se descurcă cu facturile acestea, pentru că am avut primari în viteaza emisiune care spuneau că au primit facturi chiar triple din cauza iluminatului public. Cum vedeți că va fi situația pentru aceste OAT-uri pe viitor? Sau situația va fi grea, vor trebui să își eficientizeze aceste sisteme de iluminat public, să treacă pe acele sisteme cu solare, cu baterii reîncărcabile, cu energie solară, să treacă pe și să-și facă parcuri de energie solară pe anumite proiecte europene pentru a-și susține și acest consum de energie electrică din producție proprie. Va fi greu, e greu să fii administratorul unei comunități, cum este primarul. Acum, ei vor găsi soluții, pentru că sunt oameni competenți, descurcăreți, și vor găsi soluțiile adecvate. Ca și în gospodăriile proprii. Chiar recomand tuturor, există inclusiv un program pe mediu, să-și instaleze aceste panouri fotovoltaice, care asigură cel puțin o parte din consumul zilnic. Acestea scad facturile, iar costurile sunt minime, fiind subvenționate de stat. Acum îi sfătuiesc pe toți să aplice cu încredere, pentru că este un program care a dat rezultate și un program care a mers foarte bine în ultimii ani, pentru că acest program de câțiva ani încoace deci e funcțional și mai putem să găsim variante, încă nu trebuie sigur să disperăm, că da. Dacă vrem mai găsim sigur că da. Mai facem o economie, mai putem chiar să ajungem independență energetică. Cu o casă foarte bine izolată, cu un consum în casă foarte bine planificat și ergonomizat și cu aceste instalații de producție a energiei foarte la îndemână în ziua de astăzi. Da, pentru că ați amintit de panourile fotovoltaice, am înțeles că s-au dat ceva fonduri de la guvern și pentru industria din producția alimentară, pentru a susține producătorii din industria produselor alimentare, ca să aibă și costuri mai reduse la producție, astfel încât prețurile produselor să nu fie foarte mari sau să-și permită să-și mai țină activitățile. Sigur că da, și să iasă cu un preț cât de cât competitiv pe piață, pentru că se confruntă foarte mult cu produsele venite din export și, cum vă spuneam, în Germania costă 71 de euro megavatul, în România de 3 ori mai mult. Automat, un producător din România nu mai este competitiv cu un producător din Germania, pentru că el își acoperă per transportul până în România și numai cu o parte din diferența la energie și a acoperit transportul. Deci pentru a-i menține în viață și pentru a-i susține, trebuie obligatoriu să găsim măsuri care să-i susțină și să-i ajute să se mențină pe această piață. Vorbeam la începutul emisiunii și despre dezvoltarea României și aș vrea să discutăm și despre acest subiect, să vedem ce mai putem să facem în aceste vremuri despre care spuneam că sunt destul de tulburi, să vedem dacă am stopat
procesul de dezvoltare sau încă continuăm și aș vrea să ne raportăm la spitale, pentru că am înțeles că este în demarare proiectul ce privește Spitalul Regional de la Craiova. Și vă las pe dumneavoastră să ne dați detalii. Cu ce fonduri se va face acest spital? Când va fi gata construcția? Despre ce sume vorbim aici? Un lucru totuși da, bun. Un spital regional presupune o investiție foarte mare. Dar o veste bună, primul spital regional la care au fost demarate lucrările, nu lucrările practice de construcție, a fost demarată programul de finanțare pentru acest spital. Este la Craiova. A fost semnat contractul de către ministrul PSD al Sănătății și primarul PSD al Craiovei pentru Spitalul Regional de la Craiova. Va fi un spital cu aproximativ sau cu peste 800 de paturi și cu peste 3000 de angajați. A fost semnat contractul pentru proiectare. Numai proiectarea acestui spital va costa undeva la 6 milioane de euro. Deci este o investiție, va fi o investiție totală de peste 600 de milioane de euro. 600 de milioane de euro, vă dați seama că e foarte mult pentru un oraș. Bun, acest spital se preconizează că va fi gata în anul 2027. Deci peste 5 ani va fi operațional acest spital. Va fi construit cu fonduri europene prin două programe europene, precum și cu un împrumut de la Banca Europeană de Investiții. Da, este. Asta ținând de zona noastră, de zona Olteniei, unde și pacienții din județul Vâlcea vor avea acces la acest spital. Cum vi se pare acest termen de 5 ani de zile, poate prin raportare la România sau prin raportare la chinezi, care lucrează destul de rapid? Lucrează destul de rapid, dar ați văzut calitatea la chinezi și ați văzut ce se întâmplă în anumite condiții cu anumite clădiri. Nu, în România se construiește serios. Vă dați seama, s-a semnat zilele astea proiectarea. Proiectarea durează, după care se trece la licitație pentru execuție și execuția la rândul ei. Deci este un termen rezonabil, 5 ani de zile de la semnarea contractului de proiectare până la operaționalizarea spitalului, mi se pare un termen foarte rezonabil, foarte rezonabil. Cred că toată este chiar, având în vedere și anvergura lucrării, o lucrare de 600 de milioane de euro, un spital cu peste 800 de paturi și peste 3000 de angajați. Adică nu vorbim de o lucrare de... Este vorba despre o lucrare foarte serioasă și de o anvergură foarte mare. Cred că toată lumea își dorește, când aude de spital, își dorește să audă termenul siguranță, din toate punctele de vedere, pentru absolut. Că să ne raportăm puțin la ce a fost în pandemie cu incendiile acelea în care au murit oameni. Bineînțeles, a fost o situație pe care nimeni n-a prevăzut-o și s-au întâmplat mai multe lucruri. Acest spital va fi proiectat la standarde europene și realizat la standarde europene, fiind și cu finanțare europeană, vă dați seama că vor fi și controle la nivel european pe această investiție și nimeni nu-și permite să nu-și facă treaba, adică... Da, vă propun să luăm o scurtă pauză de publicitate. Sigur că da. După care continuăm discuția, așa că vă invit să rămâneți alături de noi, pentru că revenim în câteva momente. Prefer carnea de vită în loc de pui în gustoasa shawarma cu de toate. Doar la Fast Food Unirii din Târgu Jiu poți acum să comanzi non-stop shawarma de vită. Pe lângă shawarma cu pui, pită kebab, diferite meniuri, dar și desert. Toate proaspăt preparate și cu cel mai bun gust din oraș. Plus că primești o cafea din partea casei. Fast Food Unirii îți livrează comanda direct la tine acasă. Sună acum la numărul de telefon 0772 200 333 sau ne găsești pe Bulevardul Unirii vis-a-vis de liceul Tudor Vladimirescu. Încearcă Fast Food Unirii! Știm că a fost greu să stai acasă, dar ai reușit. Nu o să spunem că va fi mai simplu de acum încolo, pentru că nu știm. Ce știm e că nu o să ne oprim. Nici noi, nici tu. Depinde de noi toți să mergem mai departe. Fan Curier. Livrăm în continuare, oriunde, cu plăcere. Intră pe nuneoprim.ro și vezi cum putem avea grijă unii de alții. We'll be right back.
Încă din 2009, Mentor Beton inovează constant și dezvoltă beton la cel mai înalt nivel. Standardele noastre de calitate și un potențial ridicat de inovare ne dau un avantaj competitiv pe piață prin calitatea betoanelor oferite de noi, ținând cont în permanență de calitatea materiilor prime, dotările tehnice și stația computerizate cu o capacitate de producție de 120 metri cubi pe oră, personal calificat și cu experiență îndelungată în proiectarea, producția și testarea betonului, monitorizarea continuă a procesului de producție. Venim în sprijinul clienților cu servicii de transport prompt, deținând o flotă de mari dimensiuni cu autobetoniere moderne. Oferim în același timp o soluție confortabilă pentru turnarea betonului la distanță sau la înălțime mare cu ajutorul autopompelor noastre Putzmeister și Schwingstetter de ultimă generație. Producem beton pentru orice tip de proiect și oferim servicii de testare în laboratorul propriu autorizat gradul 2. Mentor Beton. Cel mai beton. Vrei să schimbi acoperișul? Construiești o casă nouă și vrei acoperiș durabil și ușor? Cu o experiență de 15 ani în domeniul acoperișelor, noi suntem soluția. Vânzare și montaj acoperișe cu țiglă metalică, tablă fălțuită, polată metalică, sistem de drenaj, gamă largă de culori, texturi, grosimi, modele și material titan-aluminiu. Garanție pe viață. Măsurare și proiectare acoperiș, iar execuția materialelor în funcție de cotele acoperișului dumneavoastră. Transportul este gratuit, iar montajul opțional. Lucrări de referință, de la cele mai simple la cele foarte complexe. Ne puteți contacta la numărul de telefon 0747 017 083 și la adresa de e-mail acoperisoltenia@gmail.com. Viena Medical. Viena Medical oferă servicii medicale la cele mai înalte standarde. Neurologie, neurochirurgie, cardiologie, diabetologie, ORL, pneumologie, ortopedie, psihiatrie, medicină internă, chirurgie vasculară și generală, urologie, obstetrică și ginecologie, pediatrie, nefrologie și gastroenterologie. Acum și în Târgu Jiu, laboratoarele Regina Maria vin în ajutorul sănătății dumneavoastră cu un pachet de peste 1600 de analize, inclusiv litotriția extracorporală. Sunt doar câteva motive să alegi cu încredere echipa Viena Medical. Așteptăm în Târgu Jiu, strada Bicaz, numărul 48, bloc 48, parter sau pentru programări la telefon 0721 259 999 și 0353 56 56 56. Când o să împlinești 18 ani, unde o să faci școala de șoferi? La școala de șoferi auto TNC. De ce? Pentru că sunt profesioniști. Personal profesionist, autovehicule performante, plus multe alte facilități. Școala de șoferi Auto TNC. Noi te ajutăm să faci primul pas pentru permisul de conducere cu cele mai moderne dotări. Sală de curs cu sistem informatic, program flexibil pentru orele de conducere, pregătirea și consilierea dosarului de către cei mai buni specialiști în susținerea examenului final și mai ales un impresionant parc auto. Pornește la drum cu cei mai buni. Obține acum categoria de permis auto A, B, C, BE, CE sau chiar D. Ne găsiți în Târgu Jiu vis-a-vis de prefectură, în incinta hotelului Brâncuș. Telefon 0765 050111. Vrei permis? Visul tău devine realitate cu școala de șoferi Auto TNC, cu o experiență de peste 7 ani. Vino și califică-te în unul din cele 10 sedii ACCRC internațional din țară. Portofoliul nostru de cursuri este pregătit pentru tine. Avem o gamă largă de peste 150 de cursuri pregătite să te inițieze în noua ta carieră de succes. Fie că dorești să pornești o firmă sau vrei să înveți tainele bucătăriei sau contabilității, noi îți stăm la dispoziție. La final vei primi diploma recunoscută de Ministerul Muncii și Justiției Sociale și Ministerul Educației Naționale. Relații la sediul din Târgu Jiu, județul Gorj, strada Traian, bloc 9, birou 4, parter, la numerele de telefon
telefon 0353 418 580, 0761 909 534 sau pe www.accrcinternational.com. Natura, mereu o provocare, dar te poți baza întotdeauna pe un aliat puternic, motofereastrăul tău Stihl. Cu tehnologie Stihl M-Tronic, greutate redusă și performanță ridicată. Descoperă gama variată de motofereastrăe Stihl, dar și ofertele speciale pentru toate motouneltele Stihl în complex Eurosport. Plus, gama completă de accesorii, consultanță tehnică, servicii în garanție și post-garanție. Pentru mai multe detalii, planuri de vânzări în rate și condițiile de transport la domiciliu, vino în magazinele Eurosport din Târgu Jiu, strada Victoriei Bloc, aparter și complex Eurosport, Calea București numărul 9, dar și în magazinele Eurosport din Târgu Cărbunești, Motru și Novaci, Drobeta, Turnu Severin, Strehaia și Baia de Aramă. Stihl, pregătit pentru orice provocare. Gazicom este o companie de perspectivă care s-a născut într-o perioadă de schimbare și acum caută orice oportunitate în acele schimbări care să conducă spre viitor. Ne-am concentrat pe producția și vânzarea betonului de cea mai înaltă calitate, ținând cont de alegerea cât mai bună a echipamentelor de producție a betonului, materiei prime de cea mai bună calitate, a personalului calificat și în permanență instruit în modernizarea producției de beton. Am revenit, dragi telespectatori, domnule Iulian Trușcă, vreau să continuăm seria aceasta dezvoltării pe care am început înainte de pauză de publicitate și spun cumva dezvoltare între ghilimele, dacă putem să băgăm aici și închiderea centralelor pe cărbune, că mă gândesc că dacă le închidem, vrem să facem ceva mai bun și să mergem spre progres, însă ne-am gândit să le închidem acum, când avem și o criză energetică și nu știu dacă am găsit alternativele care să înlocuiască aceste centrale. Sigur că da, tot prin acest PNRR, useriștii s-au angajat ca până la sfârșitul acestui an să închidă două cele mai mari termocentrale din România, vorbesc de Turceni și Rovinari, care împreună au o producție de 660 de megawatt-oră. Este o cantitate de energie extraordinară. Nu poți să scoți din producție aceste două mari termocentrale fără a pune ceva în loc. Acum, la nivel național, România își asigură sau are capacități de a-și asigura consumul. Dar cu toate acestea, PSD nu este de acord cu închiderea pur și simplu acestor două termocentrale. Și susținem negocierea ca aceste două termocentrale să fie introduse în conservare și retehnologizate, astfel încât în momente limită sau în momente în care se întâmplă aceste crize, vedeți și dumneavoastră, acestea să poată fi cu ușurință repuse în funcțiune, să fie reactivate. Bineînțeles, cu filtre care să îmbunătățească foarte mult calitatea aerului sau să reducă foarte mult poluarea, cu eu știu ce sisteme mult mai eficiente de ardere a cărbunelui și o producere unei producerea unei cantități mult mai mari de energie. Eu nu contest că nu se poate face o retehnologizare totală a acestora, dar nu este ok și nu este normal ca noi să închidem aceste două mari termocentrale. Și punctul de vedere al Partidului Social Democrat este introducerea lor în conservare și retehnologizarea lor, astfel încât la un moment dat, când țara va avea nevoie, acestea să poată fi reactivate și repuse în funcțiune. Păi măcar să luăm și noi exemplul țărilor mai dezvoltate din Uniunea Europeană, cum sunt nemții, de exemplu, care sigur construiesc da. În continuare termocentrale, nu se gândesc să le demoleze sau să le dărâme, cum facem noi, sau să le închidem. Da.
Ne raportăm puțin pe plan local acum și vă propun să începem, o să vorbim și despre dezvoltarea de care menționam și la începutul emisiunii, dezvoltarea județului, dar aș vrea să începem cu acțiunea aceasta MOBEX Dual Zvâlcea 22, să vedem ce scop a avut această acțiune. A fost, eu știu, ceva inedit pentru județul nostru, pentru că o astfel de aplicație n-a mai avut loc în județul Vâlcea de dinainte de Revoluție. Nu a fost nimic deosebit, acțiunea a fost planificată în anul 2017, a fost aprobată în CSAT în anul 2018 și trebuia să se desfășoare în anul 2020. Datorită sau din cauza pandemiei, această aplicație a fost amânată și de aceea în acest an au fost trei asemenea aplicații la nivel național. Anual se face o singură aplicație la nivel național în care sunt angrenate două județe. Anul acesta s-au desfășurat trei, adică cea din 2020, 2021 și 2022. Este o aplicație normală de verificare a capacității personalului, posibilităților de mobilizare a resursei umane, a capacității de trecere a economiei de la economia de pace la economia de război și de verificare a agenților economici care au atribuții la mobilizare în timp de război. Deci a fost o chestie inedită, programată, planificată, se desfășoară aceste aplicații anual, nu este nimic ieșit din comun. A fost anul acesta, probabil va mai fi peste vreo 20 de ani la Râmnicu Vâlcea. Dacă se păstrează acest ritm de două județe anual. Da, s-a nimerit în această perioadă cu concomitentă cu conflictul ăsta și românii sau cei care au văzut probabil. Nu au avut absolut nicio legătură una cu cealaltă. După cum v-a spus, a fost aprobată și era s-a început planificarea ei încă din anul 2019, dar având în vedere evenimentele din 2020 cu această criză COVID, aceasta a fost amânată. Deci nu a fost ceva, nimic ieșit din comun, ceva obișnuit. Haideți să luăm și județul nostru la pași mărunți și spun pași mărunți pentru că vreau să începem cu partea de infrastructură rutieră, să vedem cum mai stau lucrurile pe această parte. Infrastructura rutieră știm cu toții că este esențială pentru dezvoltarea unui județ din mai multe puncte de vedere pentru că ne aduce mai multe beneficii pe mai multe paliere. Da, din acest punct de vedere, Vâlcea este un județ privilegiat. De ce spun asta? Pentru că a avut norocul să fie condus de un președinte al Consiliului Județean, cum puțini sunt la nivel național. Este vorba despre domnul Constantin Rădulescu, președintele Consiliului Județean, care a făcut pentru județul Vâlcea ce nu au făcut toți predecesorii lui de la Revoluție până la mandatul dânsului. În numai 6 ani, atenție. Întâmplarea face că să cunosc această situație a drumurilor, pentru că până nu de mult am lucrat la Consiliul Județean și pot să spun că numai în primul mandat de 4 ani al președintelui Consiliului Județean au fost reabilitați 330 de kilometri de drumuri naționale. Asta înseamnă mai mult de 1 pe 3, mai mult de o treime din toate drumurile județene din județul Vâlcea. Acum, probabil că procentul a scăzut puțin pentru că a fost declasificat acel drum național DN7D care trecea prin Țara Loviștei, a fost retrogradat la categoria de drum județean și am depășit 1000 de kilometri la nivelul județului Vâlcea, 1000 de kilometri de drumuri județene. Deci, o investiție extraordinară într-un mandat de 4 ani să reabilitezi 330 de kilometri de drumuri care nu mai fuseseră reabilitate de unele peste 50 de ani. Avem și de asemenea exemple ca să confirmăm ce le spuse de dumneavoastră. Sigur că da. Și o să vă dau și exemple. Dacă mă lăsați să mă și inspir puțin, da. Pentru că e vorba de cifre și nu întotdeauna așa. Acum, avem în lucru DJ 678 care traversează Drăgoiești, Olanu, Galicia și Budești.
Are cea mai mare lungime, 38,554 km și au fost investiți 30 de milioane de euro. DG678A, care pornește din DN7, din comuna Milcoiu și traversează Nicolae Bălcescu, Galicia, Mihăiești, până la Tătărani, la intersecția cu DN64, 17 milioane de euro fonduri europene. Dar avem un drum de-abia dat în folosință. Cel mai frumos drum din județul Vâlcea este vorba despre DG703G, care pleacă de la Jiblea, de la monument de acolo, de la Călimănești, și traversează Sălătrucel, Berislăvești și merge până la Șuici, în județul Argeș. Este vorba despre peste 12 km de drum județean, care a costat peste 17 milioane de euro fonduri europene. Drum a făcut la nivel european, inclusiv cu piste de biciclete pe ambele părți ale drumului, în ambele sensuri. Problema este că aceste mai nou, aceste piste de biciclete au devenit parcări. O notă de nu știu cum să zic, nu știu cum să o categorisez și mă feresc să spun, din partea celor care locuiesc acolo. Adică dacă până acum mergeau pe un drum plin de gropi, acum când le-a făcut un drum la nivel de drum expres, își parchează mașina pe pista de bicicletă. Părerea mea este că poliția de acolo trebuie să-și facă datoria și să împartă amenzi și atunci se va reglementa și această situație. Da, dacă nu se poate altfel, trecem cumva la educarea populației. Absolut, absolut, sau absolut. Bun. DG658 sau drumul Atosului Românesc a costat 10 milioane de euro, 13 km de drum, inaugurat în septembrie 2021. Este vorba de drumul care duce la Mănăstirea Frăsinei. Un drum din nou incomparabil cu ce a fost acolo până acum. Incomparabil. Și un drum cu foarte multe greutăți, fiind într-un teren nu tocmai favorabil, cu anumite dificultăți de cum să zic, de canalizare a apelor, fiind o zonă de deal cu multe aluviuni, cu mulți torenți de apă, foarte greu de gestionat, dar din septembrie 2021 a trecut și o iarnă, a trecut și o primăvară și uite acum și o toamnă și nu a pus absolut niciun fel de problemă. Iar un drum cum orice țară europeană s-ar mândri, cu care orice țară europeană s-ar mândri. Și un drum destul de circulat, dacă sunt să ne gândim că acolo sigur este un da. Obiectiv turistic destul de cunoscut în România, nu doar în județul nostru. Sigur că da. Așa. DG676D. Drumul legătura dintre Alonu și Cernișoara. Din nou am văzut domnul președinte al Consiliului Județean, domnul Constantin Rădulescu, la releu la Cozia. Drumul județean care face legătura între DG703G și care urcă până la vârful Cozia, este vorba de drumul județean 703N, reabilitat în sensul în care nu a fost asfaltat, dar au fost cum să zic, asanate acele făgașe de-a lungul drumului și cu care acum poți să ajungi cu un automobil normal. Dacă înainte nici cu 4x4 trebuie să urci cu tractorul sau eu știu cu ce, cu un utilaj ca să poți să ajungi la cabana Cozia, acum se poate ajunge cu un autoturism de oraș. Din nou o investiție din fonduri proprii a REAJDP prin bunăvoința președintelui Consiliului Județean, domnul Constantin Rădulescu. Acum, s-au făcut asfaltări de curând de către REAJDP la Scundu, pe DG645, la Aruncu, pe DG703F, la Dănicei, pe DG678B. Din nou, drumuri reabilitate de către REAJDP din fonduri proprii ale Consiliului Județean Vâlcea. Ce să zic, la nivel județean, din nou, prin finanțare europeană sau prin Angel Salini, județul Vâlcea beneficiază de peste 1.380.000.000 de lei.
Și în acest program de investiții a fost introdus acel DG703H sau drumul Loviștei, fostul DN7D, care trece prin Perișan, Titești, Bueșoara și Câineni, și drumul județean DG703L de la Jiblea Veche, Dăiești, Sâmbotin, Fedeleșoiu, cu o investiție de peste 110 milioane de lei. Deci, din nou, drumuri județene care se vor cunoaște în economia transporturilor din județul Vâlcea. Părerea mea sinceră este că până la sfârșitul mandatului, chiar dacă nu termină 100% de reabilitat drumurile județene din județul Vâlcea, domnul președinte cel puțin le va avea finanțarea pentru ele și le va începe. Deci drumuri avem și se fac în continuare? Sigur că da. Județul Vâlcea stă extraordinar din punct de vedere al drumurilor județene. Pot să vă garantez. Cum stăm cu pregătirile pentru iarnă? Pentru că iată, până acum ne-am bucurat de o toamnă destul de drăguță, dacă putem să spunem așa, cu noi și cu temperaturi frumoase, dar ne așteptăm totuși să și ningă, deși în ultimii ani am avut parte de niște ierni destul de calme, să spunem așa, nu mai sunt vremurile care au fost odată. Însă trebuie să fim pregătiți. Eu vă spun aici, la nivel de prefectură, că avem toate măsurile pentru trecerea cu bine peste această iarnă. Pot să vă spun că la nivelul județului Vâlcea, iarna nu ne va lua pe nepregătite. Ne-am asigurat că la nivelul regiilor de drumului sau a societății naționale de drum sau a societății de drumuri naționale există materiale antiderapante, depozitele sunt pline sau există contracte de livrare, indiferent care va fi situația meteorologică, Vâlcea va sta foarte bine din punct de vedere al acestor drumuri. Județene, naționale, comunale, primarii și-au luat toate măsurile din nou. De asemenea, din punct de vedere al școlilor, putem să vă spunem că am fost asigurați de către administratorii școlilor, respectiv primari, că dețin cantitățile de material combustibil pentru încălzire, că nu se va întâmpla absolut nimic în lanțul de aprovizionare cu aceste cu acești combustibili. Că vor funcționa normal școlile în județul Vâlcea în această iarnă. Spuneam eu că infrastructura rutieră ne ajută pe mai multe paliere și aș vrea să mergem acum către partea economică, pentru că ne gândim și ni s-a tot spus faptul că dacă avem o infrastructură corespunzătoare vom putea atrage și investitori, asta înseamnă creare de locuri de muncă, asta înseamnă poate mai bine pentru toată lumea. Sigur că este un proces destul de greu, putem să spunem că nu putem visa la lapte și miere mâine. Absolut. Dar cum vedeți lucrurile din acest punct de vedere? Da, aici județul Vâlcea mai are nevoie de o legătură cu autostradă pentru crearea acestor, pentru că forță de muncă specializată noi încă mai avem, pentru că industrie încă mai avem, dar ne lipsește această, chiar dacă drumurile la nivel județean sunt ok, nu ai o descărcare într-o autostradă pentru acest trafic. Nu, încă stăm prost la acest capitol. Acum să sperăm că odată cu construirea autostrăzii Pitești-Sibiu vom avea și o variantă de descărcare a traficului din Râmnicu-Vâlcea și din județul Vâlcea în această autostradă, o variantă viabilă și la un înalt nivel. Și asta va ajuta foarte mult din nou aceste investiții în județul Vâlcea. Și un alt sector care culege roadele acestei infrastructuri este turismul, bineînțeles. Pe partea turistică stăm bine din punct de vedere al obiectivelor turistice despre care toți spunem că suntem privilegiați, că avem numeroase. Ce se mai face pe sectorul acesta turistic la județul nostru? Păi, din nou aici Consiliul Județean dezvoltă această infrastructură turistică. Ce să zic, avem Mirajul Oltului, obiectiv al Consiliului Județean. Avem în zonă aceste stațiuni balneoclimaterice. Avem o stațiune de interes național, Horezu. O stațiune balneoclimaterice, Olănești, Călimănești, Căciulata, Băile Govura, Ognele Mari.
care atrag turiști pe această linie balneară. Avem turismul monahal și aici din nou domnul Constantin Rădulescu, președintele Consiliului Județean Vâlcea, a investit foarte mult în drumurile care duc către aceste mănăstiri pentru acest turism monahal. Vedeți legătura cu drumurile județene făcute la Frâncești, la mănăstirea Dintr-un Lemn, la mănăstirea Surpatele, la mănăstirea am spus mai devreme DG658, care duce la îmi scapă numele, Frăsinei. Din nou, pentru favorizarea acestui sau pentru dezvoltarea acestui turism monahal, pentru că Vâlcea stă foarte bine din acest punct de vedere, este județul cu cele mai multe mănăstiri. Deși știm că în Moldova este capitala Ortodoxiei, paradoxal, Vâlcea este județul cu cele mai multe mănăstiri. Din nou, președintele Consiliului Județean a fost deschis la a susține acest turism monahal și iată drumuri către aceste mănăstiri, cele mai importante mănăstiri din județul Vâlcea, refăcute 100% cu finanțare sau proprie de la Consiliul Județean sau prin atragerea de fonduri europene, pentru că în mandatul trecut al președintelui Consiliului Județean au fost atrase 250 de milioane de euro. Dintre acestea, marea majoritate au fost atrase pentru drumurile județene, pentru că în 2016, la începutul mandatului, județul Vâlcea era la pământ din punct de vedere al infrastructurii rutiere. Credeți că vâlcenii au simțit și ei potențialul ăsta turistic și acum sunt încurajați și de partea aceasta de dezvoltare a infrastructurii și au mai mult curaj să dezvolte mici afaceri în ceea ce privește turismul? Sigur că da. Păi Consiliul Județean Vâlcea investește, de exemplu, la Vlădești. Acum intenționează. Au demarat construcții sau crearea unui complex balnear de servicii, pentru că acolo au fost găsite niște ape sărate care sunt, eu știu, benefice sănătății. De asemenea, la Băile Olănești, un parc de agrement cu piscine și spații de recreere. La Ognele Mare, o bază de tratament și de servicii balneare, cu ștran cu apă sărată, acolo lângă Salină. Un parteneriat cu Comuna Vaideni pentru un adventure park. Adică inclusiv Consiliul Județean se implică în dezvoltarea turismului. Vă dați seama că și în aceste zone unde Consiliul Județean construiește aceste mari facilități turistice, se vor dezvolta și pe orizontală obiective din astea sau cel puțin pensiuni, spații de cazare, servicii conexe acestor complexe turistice pe care președintele Consiliului Județean le susține și le dezvoltă la nivelul județului Vâlcea. Să știți că am ajuns la finalul emisiunii, așa că eu vă rog pe final să transmite un mesaj către privitor și de ce nu, poate aveți o urare, pentru că astăzi este sărbătoare la români, știm cu toții ce sărbătoare, așa că le urez la mulți ani tuturor sărbătoriților de astăzi. Vreau să vă asigur că PSD este alături de dumneavoastră. PSD susține clasa medie și clasa defavorizată din România. De asemenea, președintele Consiliului Județean Vâlcea, domnul Constantin Rădulescu, face tot ce ține de dânsul pentru a dezvolta județul Vâlcea. Domnul prefect și instituția prefectului este alături de dumneavoastră și vă va susține în tot în toate nevoile dumneavoastră care țin de obiectul nostru de activitate și vă doresc o seară frumoasă. Eu vă mulțumesc pentru prezență. Cu drag. Vă mulțumesc și dumneavoastră pentru că ați fost alături de noi și până data viitoare vă doresc să aveți toate cele bune. O seară bună!